Candidatul PSD, Ovidiu Siliac, a câștigat procesul pe care l-a avut cu deputatul Andreea Paul. Plângerea a fost făcută ca urmare a unui articol ce reda lansarea candidaților USL la ultimele alegeri parlamentare. Afirmațiile de atunci ale candidatului Ovidiu Siliac au fost catalogate de Andreea Paul ca fiind un atac injust la adresa sa. Mai câștigat un proces, de data asta nu cu Agenția Națională de Integritate, ci cu doamna deputată Andreea Paul Voș. Dacă țineți bine minte, mă dăduse în judecată cu ocazia alegerilor din 2012 și sesizarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării îmi cerea la ora respectivă 100.000 de euro și obligarea publicării hotărârii judecătorești în 3 ziare de circulație națională. Iar sentința judecătoriei, mă rog, ia act de prezență, respinge acțiunea civilă formulată de declaranta Paul Maria Andreea, reprezentată de cabinet de avocat. Prin urmare, am câștigat, am făcut o economie de 100.000 de euro, mă simt mulțumit și nici nu trebuie să plătesc publicarea în 3 ziare de circulație națională. Instanța a hotărât respingerea acțiunii civile formulate de Andreea Paul împotriva lui Ovidiu Siliac și Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării fără cheltuieli de judecată.